Piesa noastră preferată de la George Michael, cumva, era o piesă mai mișto pe care... Deci sunt niște băieți romantici. N-am fi vrut Careless Whisper. Este o energie extraordinară, este ca un tren care merge tot timpul. Inițial are o mișcare invers și după aia trebuie să o facă invers. Am înțeles nimic. Pe sus accentul. Da. Și după aia o dată pe jos accentul. Ei. Ca, adică, vezi? E jos. Și o dată am sus. Acum, după asta, alergi și sar tu și intră el. Oh my God! Nu cred! Nu vă culcați pe urechea dreaptă, că o să audă numai cea stângă și că va fi ușor și că ce trebuie să fac decât așa odată și odată așa și odată. Trebuie să urmăriți. Ai văzut cum îți ține mâinile aici? Mm-hmm. Zâmbește, cum bate picioarele, cum trebuie să păstrați elementele astea, care nu sunt multe, dar sunt specifice. 2, 10, e iar. Mă, de nu poți să țopă așa. E foarte amploa. Și noi încercăm să facem, să ne facem treaba mult mai grea, adică să țopăim cât mai mult. Am studiat în... din referință, pirueta lui, nu știu, ca să studiem cât mai mult, să nu vrem să ne fie confortabil, asta vrem să fie clar. Orice ni se pare confortabil, pentru noi este periculos, pentru că putem fi depunctați. Asta zic, asta e riscant. Hai la scenă, abia aștept să-ți știu versurile. Yes! Te teamă? Ai emoții? Nu. Doar zâmbește. Doar zic. Că dacă zâmbești, tot e ok. Hei! Uite-i camera acolo. Hai la scenă!